Ceremonie militară în centrul municipiului Târgu Jiu, dedicată zilei veteranilor de război. În Gorj mai trăiesc 11 astfel de vârstnici care astăzi au primit toată atenția din partea autorităților. Printre ei se numără și Constantin Bădescu, născut în 1920. Bunicul, care în luna august va împlini 102 ani, ascunde în spatele vârstei adevărate povești. Nu i-ar ajunge o carte să scrie tot ce a trăit. A luptat în al doilea război mondial și nu credea că va ajunge să mai trăiască astfel de momente prin războiul de la granițele țării. Perfect lucid, bunicul ne-a povestit cum a luptat în munții Tatra, obligat de străini să doarmă sub cerul liber, acoperit cu coceni și să se hrănească doar cu boabe. Războiul a fost de două mâini, într-adevăr. Ai cu minți, ai cu rușe. Am mers pe la un loc și... Când mai așa în seara, până mai zicea fetele, slușă, pașii, n-a doma, pașii mă. Capui, stai negară. A, e, dacă e munți, eu să spun. Stau cu săptămâne, cu lunele, pe munți. După la până aici, așa, și făceam, era foi de cor, și puneam peste noi și când nu puteam ieși la cașovoare. Da, muzica o face. Da, greu. A rămas orfan de mamă la 6 ani, iar gripa spaniolă l-a lăsat fără 4 din cei 5 frați. După ce s-a întors din război, a dorit să se angajeze ca muncitor în agricultură, însă a refuzat să semneze carnetul de partid, motiv pentru care a fost lăsat fără venit. În ciuda greutăților vieții, a trăit frumos. Se bucură de cei 2 copii, dar și de nepoți și strănepoți. Viața mea a fost fără mamă, orfan, de mamă. Tata era împușcat în piept, muzică o caz, și l-a dus la spital la Moscova, la Stalingrad. Și a stat 3 ani de zile acolo. După ce a venit acasă, a luat 4 copii acasă și a găsit o lună. Doar pe dumneavoastră, nu? Eu eram după. De echipa spaniolă. 4 copii, au rămas nu unul. Și ăla... era o școală normală. Când a venit acasă, a întrebat mama. Constantine, unde sunt? M-a întrebat tata, unde sunt copiii? Unde sunt copiii? Eee, Maria, așa cum. Zice, ne-am băgat într-o săptămână, dar câte fie? Poco. 2 fete și un băiat au murit într-o săptămână. Pentru cei ca bunicul Constantin, în toată țara au avut loc ceremonii militare. La Târgu Jiu, evenimentele s-au desfășurat în piața prefecturii. Mesajul primului ministru Nicolae Ionălciuc a adresat veteranilor și din al doilea război mondial. Transmit salutul meu și urările de bine, sănătate și viață lungă celor care ne-au învățat să pregătim libertatea, supraviețuind cumplitelor orori ale celui de al doilea război mondial, orori pe care noi, astăzi, cu greu ne putem imagina. Cinstim memoria celor care au pus țara mai presus de propria viață și aducem un omagiu etern în această zi din săptămâna luminată celor care au scris cu sânge istoria recentă a României. Generația noastră are privilegiul de a învăța aceste lecții de viață direct de la veteranii de război. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare.